Nămolul de pe strada Morilor a fost îndepărtat de către echipele ADP la sfârșitul săptămânii trecute. Ați pus, ați plumbat alea pe sus? Da, am plecat. Domn Pone a venit, a făcut fotografii. Ok, bun. O să vin marți, să discutăm, să vedem care-s pagubele tot, ca să vină și Ponea. Să vedem cu ce vă ajut. Se lucrează, aseară am stat până la ora 1 noapte, am curățat cea mai mare parte, rămăsese decât zona de aici pe care o curățăm astăzi. Absolut toate trotuarele vor fi curățate cu jet, cu apă, cu detergent, în așa fel încât să nu fie probleme, să nu rămână praf în această zonă. Suntem alături de oameni, o să vedem săptămâna viitoare exact pagubele. Încercăm în Consiliul Local, într-o ședință extraordinară, să reușim să compensăm oarecum ceea ce o să-i coste pe oameni reparațiile caselor. Însă este bine că nu avem victime. Ieri am fost toată ziua aici și vreau să vă spun că, deși este campanie electorală, n-am văzut niciun contracandidat de al meu să vină măcar să se intereseze de soarta oamenilor din această zonă. Am intrat tare acolo în zona alunului, o să dispargem strada și o să punem niște tuburi foarte mari pentru că ceea ce s-a întâmplat acum să nu se mai întâmple. Vreau să vă spun că din discuțiile cu vecinii, de 27 de ani nu a mai fost o inundație de acest gen pe această stradă. Acum o să refacem și nu este nici cea mai mică problemă.